Clubul Sportiv Municipal Slatina a prezentat lotul echipei de handbal cu care va aborda noua ediție a Ligii Florilor. Gruparea slatineană va reveni pe teren cu forțe proaspete în urma achizițiilor făcute în această vară. Lotul a fost prezentat de Clubul Slătinan pe pagina de Facebook datorită măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului. Potrivit oficialilor clubului, Victorina Bora, care rămâne la conducerea echipei tehnice, le va avea la dispoziție pe Clara Vădineanu, Adina Cârligeanu, Larisa Tămaș, Iuliana Perpelea, Andrea Ivan, Lorena Ostase, Sorina Vasiliu, Luciana Popescu, Elena Naghi, Mirela Pașca, Claudia Datcu, Gianina Drăghici, Mara Arvatu, Elena Fulgoi, Oana Chitacu, Hermina Stoicănescu, Nicoleta Rusu și Ada Arvatu. Echipa de handball va debuta în noua ediție a Ligii Florilor pe 7 octombrie. Cel puțin, în primele șase etape, sportivele noastre nu vor evolua la Slatina. Federația Română de Hambal luând decizia ca, pentru început, în vederea protejării jucătoarelor și a personalului tehnic, meciurile să se joace sub forma unor turnee, sportivele urmând să stea în izolare de tip cantonament și să fie testate înainte de fiecare din cele trei turnee stabilite.